Bună seara, sunt Camelia Pantazi Tudor și vă prezint emisiunea Portret de autor Mihail Grămescu. În această după-amiază, alături de mine se află poetul Nicu Doftoreanu. Bună seara! Am stat așa puțin și m-am gândit că am vrut să vă prezint de fapt poetul tangourilor. Dar am zis mai întâi să vă zic numele și acum să spun că de așa sunteți dumneavoastră numit, domnul Victor Ghestan, chiar a scris în prefață, că vă numește poetul tangourilor. Și acum o să vină și momentul să ne explicați de ce sunteți poetul tangourilor. Pentru că, în mod normal, poezia, în general, înseamnă romantism, iubire, iar singurul dans care îmbină cele două elemente e tango. Simți apropierea persoanei, chiar dacă nu e prietena ta de suflet, simți muzica cum te învăluie și până la urmă tango a fost și va rămâne unul din dansurile preferate, indiferent că ești tânăr, că ești bătrân. Istoria se repetă. Tango a fost cumva o cenușăreasă, precum valsul. La un Așa moment este. dat era în portul din Buenos Aires, dansat de marinari care veneau după multe luni pe mare și avea în el pasiunea și romantismul și ulterior s-a răspândit. Iar acum tango, chiar dacă e mai puțin cerut de publicul tânăr, a rămas încă un dans pe care toată lumea îl place, în momentul când ajunge să-l cunoască. Poeziile mele se numesc tangouri pentru acest motiv. Încerc să îmbin plăcutul cu utilul. N-am poezii clasice, ca să zic așa. Rimează întotdeauna. O secundă, să închid, că trebuia să Trebuia închid. să închideți telefonul. Da, așa e, din păcate. și nu știu ce s-au găsit acum să sune chiar acum. Da, e chiar o perioadă când telefonul te deranjează, da. Da, știți cum se zice, bestia asta nu lasă nicăieri, că ne găsesc oriunde, chiar și în timpul Chiar și în timpul tangoului. atunci n-ar trebui totuși. Așa e, atunci uiți de toate, uiți de orice, revenind. Este frapant pentru că toate volumele dumneavoastră, și aveți 12 volume, nu în total, toate au în titlu acest cuvânt, tango. Pentru că e un leitmotiv care se simte în fiecare din poeziile mele. Cum spuneam, poeziile nu sunt de natură, să zic așa, clasică. Ba rimează, ba nu rimează, ultimile cuvinte din strofe, Așa. dar în mare, dacă citești o poezie, ea curge, e melodioasă. Asta e și ideea. Poezia asta trebuie să aibă, indiferent că ai rimă clasică sau vers liber, trebuie să fie muzicală. Ea trebuie să aibă muzică în ea, altfel nu mai poezie. Petru Demetru Popescu, săracul Dumnezeu să-l ierte, că a murit, Da. mi-a scris o prefață în care spunea la un moment dat foarte sincer: am citit poeziile noastre și curg. Nu m-am Curg. putut opri decât până la sfârșit. Ce frumos! Asta e și ideea, să curgă. Și deci, dumneavoastră nu scrieți poezii cu rimă. Sunt și cu Sau rima, sunt și cu sunt rimă. și O cu să ne rima, citiți nu. dumneavoastră. O să vă citesc, dar rima nu e întotdeauna acolo unde se așteaptă omul. Adică oricum are formă clasică, clar. N-are formă Da. clasică, patru versuri, Da. strofă și așa mai departe. Nu sunt poezii comode, ca să zic așa. E greu de spus dacă nu citești poezia cap-coadă, cam ce am vrut să spun, pentru că ele, în general, tratează partea mai filozofică a vieții, ca să zic așa. Am poezii despre timp, despre viață, despre moarte, despre patriotism, despre religie. În volumul al șaptelea, unde am făcut o antologie Da, se vede că este de gros autori volumul. Am dat seama care, că e antologie de autor, da. da, și care se numește Tangouri din totdeauna, am încercat să fac o grupare pe acest sistem. Tangouri despre viață, tangouri despre dragoste, tangouri despre destin, tangouri despre bătrânețe. Aici a fost o chestie foarte interesantă și vă spun că e o istorie care s-ar putea să intereseze lumea care ne ascultă. Deci, după ce am scos primele 8 volume, le-am dat la 100 de oameni.
Unii din ei erau prieteni, unii nu. Așa. În țară. Da. La Cluj, la Iași, la Timișoara, la Craiova, la Brașov. Și le-am spus, fraților, ăstea sunt poeziile făcute de mine până acum. Dați-le o notă. Ce vă place din ele? Că în această carte sunt poezii care au fost alese, deci nu sunt toate. A, bineînțeles, așa este. Și vreau să vă spun că nota 10 pe linie, o să râdeți, că au fost și tineri, nu numai în vârstă, a luat nota 10 Tangoul Bătrâneții. Care, dacă îmi permiteți, o să vi-l și citesc. Da, 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 sigur că da. Dacă a luat nota 10 de la atâtea persoane. Da. Da. Tangoul are un motto care spune așa. Dacă tinerețea ar ști, dacă bătrânețea ar putea, și acum poezia. Când ești bătrân, devii obiect. Chiar de-ai trei inimi mari în piept și, ca obiect, n-ai niciun drept. Chiar speri că nu vei deranja, e cam târziu spre a mai spera. Tot ce ai avut de spus, ai spus în alte vremuri ce s-au dus. Și chiar de vezi ce a fost greșit, nu poți să îndrepți, ești depășit. De vrei cumva a face schimbul, constați că nu-ți ajunge timpul și pasul tău spre tinerețe e luat în seamă ca binețe. Te simți privit impertinent și fără niciun sentiment, de fapt, de ești indiferent. La tineri parcă am demodat dacă încerci să dai un sfat. Nu fi așa de tulburat, nu fi pe viață supărat, nu are rost să fii copil, ce-a fost? A fost. Acu-i altfel, dar nu te face că nu știi. Ce a fost din nou va reveni, chiar dacă tu nu vei mai fi. Toți care vin din urmă, toți, vor trece prin aceleași porți. Nu-i în seamă acest aspect? E treaba ta, dar să-ți spun drept, nu scape nimeni de subiect, oricâte inimi are în piept. Da. A plăcut. Da, da, da. Nu știu de ce a plăcut, pentru că e puțin cam tristă, dar... Este... Toți despre vin. Viață, practic, și tinerețe, bătrânețe, deci viața și toată lumea trece prin asta, dacă ai noroc să ajungă la bătrânețe, că, din păcate, unii n-au. Trebuie să ai și un pic de noroc. Da, da, tocmai. Așa, vreau să spun acum, să ne spuneți despre începuturi. Când ați început noastră să scrieți prima dată poezie, când ați debutat și unde? Deci eu, ca să fiu sincer, prin 1981-82. A început să dai afară puțin romantismul din mine, pentru că... Și tot atunci le-a spus tangouri? Să v-ați gândit la tangouri? Da, primele au fost tot tangouri. Am publicat în suplimentul literar artistic al Tineretului Liber, mai încoace, în Adevărul, câteva, nu multe. Da. Dar în principiu le-am ținut în sertar. Am participat la un concurs care se numește Cititorul punctează poetul. Scriitorul și omul de cultură Victor Ghestan, pe care îl consider nașul meu literar, eram colegi de servici. Tot vorbeam, tot i-am arătat câteva, zice, dar de ce nu le publici? Ce să le public? Le scriu pentru mine. Pentru tine, pentru tine, dar nu-i bine să le vadă și alții? Păi normal, cum e Victor. Și el m-a împins, și el m-a împins de la spate și am luat premiul întâi la acel concurs. Și a apărut antologia Copacul cu frunze albe. O idee interesantă. Deci erau numai debutanți, poeți necunoscuți. Ca autor într-un volum singur, ca să zic așa, am apărut în 2002. În 2002 la editura Destina domnului Victor Stan. La editura Destina, care era normal. Cea era care normal la domnul Victor Ghestan, normal. Și de aici au început să curgă. Vin de la sine, nu am... un target să zic, dom'le, trebuie să scriu 10 poezii sau trebuie să scriu o carte. Cum vin? Și vin pe diverse canale. Ultimile care au venit puțin mai altfel, din zona copilăriei. Da, în acest ultim volum a apărut. Ultimul volum e total altfel față de ce am scris până acum. Păi oricum o să ne prezentați dumneavoastră de la început, cam din primul volum, dacă l-aveți la dumneavoastră. Oricum, primul volum s-a epuizat. Mai pot să vă... Am din primul volum în antologie. Da. Asta, da. De fapt, asta vreau să dar spun... Dar n-am volumul în sine, da, în sensul ăsta. Da, nu-i nimic. Asta vreau să spun ascultătorii noștri, că în 2002 ați debutat în volum individual cu volumul
Tangouri, deci simplu, Simplu tango. Tangouri, la editura Destine. Apoi a apărut în 2004, tot la editura Destine, alt volum de poezie, Tangoul, mereu Tangoul. Apoi, al treilea volum în 2005, tot la editura Destine, se numește Sub semnul Tangoului, ca în anul 2008 să apare tot la editura Destine, Tangouri altfel. Mai târziu, în 2010, apare alt volum de poezie, Tangoul, mereu tânăr, tot la editura Destine. În 2012, la editura Arefeana de la a domnului profesor Ion C. Ștefan, apare Tangouri de ieri, Tangouri de azi. În 2013, reveniți la editura Destine și publicați În ritm de tango. Cam mai târziu, în 2014, iată câte volume, apare alt volum, Tangoul sub acoperire, aici, la editura aici, din Buzău, Litigraf. Să că vorbiți despre asta, stai să le scriu, să le spun pe. Apoi, în 2015, apare antologia de autor, bineînțeles, la editura Destine, Tangouri din totdeauna, se numește acest volum. În 2016, la editura Rocart, un alt volum, un tangou numit Dorință. În 2017, la editura Arefeana, apare o antologie bilingvă româno-franceză în colaborare cu poetul Cristian Țârlea, un volum intitulat Mordicus Tango. Ca acum, de curând, să apară acest volum în 2018 la editura Ravex, cum s-a Ralucăi Tudor, un volum Tangoul Zglobii despre copii și nu numai. Iată că ați revenit acum la copilărie. Așa cum e Raluca. A 13-lea volum. Da, acest volum care este recent, nu este încă lansat, este, așa cum am spus, publicat la editura Ravex Coms la Raluca Tudor și o salutăm pe Raluca și mulțumim pentru frumoasa colaborare și eu îi mulțumesc pentru că, iată, cu editura ei, care are și tipografie, de fapt, cu tipografia Raluca îi colaborez și eu în calitate de editor. O colaborare foarte frumoasă, iată, între doi editori. Se poate, deci. Se poate. Se poate. Pentru că e loc pentru toată lumea. Exact, așa spun. Iar pe Raluca nu ai cum să n-o iubești. Da, sigur că da. Este o drăguță, o doamnă care, pe lângă faptul că e apropiată de autor, îl și ajută pe autor. Îl ajută, mult. Îl ajută, da, exact. Mult. Și muncește mult pentru muncește cărți. Foarte mult, ajută pe autor, e pasionată, e sufletistă, e un om deosebit. Cartea asta, de exemplu, vreau să vă zic, revenind, tot la domnul Stancă, el m-a împins cu copiii, ce lume, mai trec și la copilărie. Păi, Victor era și președinte în cadrul Uniunii Scriitori la filiala de copii și tineret. Exact, păi da. Tocmai de asta. Și am fost la câteva întâlniri de astea pe care le face el cu copiii, se numesc Clipa Albastră, se numește, mi se pare, revista pe care o scoate. Clipa Albastră, da. În cadrul da. Uniunii Scriitorilor. Uh-huh. Și aveam anterior câteva poezii despre copii, că de-aia am zis nu pentru copii, ci despre copii. Da. Am citit una, două, le-a plăcut, au aplaudat la scenă deschisă și zice, de ce am scris tu despre copii? Că scrie bine. Și uite, așa a ieșit cartea asta la care muncesc de anul trecut, de prin octombrie. Aha. S-a apucat de ea și am reușit acum în februarie să o scoatem, bine mersi. Da, da, da. Revenind la începutul, că tot m-ați întrebat, haideți să vă scriu, să vă citesc o poezie. Așa. Care am făcut-o la 19 ani, când am cunoscut-o pe nevastă mea. Cu dedicație. Și poezia se numește Tangoul Dorinței Potignite. Ia să vedem. Am și un videoclip, dacă pe YouTube. Îl căutăm, îl găsim și poezia sună așa. Doresc să te am, să fii a mea. Asta și numai a mea. La 19 ani, așa direct. Cu toate direct. Fibrele vibrânde ale ființei tale, care ascunde farmecul zilelor, farmecul nopților, farmecul vieții. Doresc să înflorești, doar pentru mine și numai pentru mine. Să deschizi cupa patimilor, să nu mai gândești, căci mintea întârzie explozia luminii. Doresc să iubești așa cum iubești o femeie. Frumos! Și ce a zis? S-a măritat cu mine. Păi atunci la 19 ani s-a măritat? Nu, la 20. A mai trecut un pic. Aha.
Ați cucerit-o cu tango Am mai acesta. trecut un pic pentru că, știți cum, lucrurile nu se fac la lucruri bun la 9 luni, cum se Da, zice. da, 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 da. Nu Dar se fac e pe lung. clar, deci v-a inspirat, a fost muza dumneavoastră soția. Da, și la vârsta aia, într-adevăr, impetuozitatea tinereții își spune cuvântul, ca așa cum de altfel și copiii. Și presupun că atunci ați mai scris mai multe, dacă tot v-ați îndrăgostit de viitoarea soție, sigur, ați scris o groază de poezii. În primul volum ăla care, de fapt în primele două pe care nu le mai am pentru că s-au epuizat. Le-am făcut pe astea în 500 de exemplare și s-au epuizat. Le-am dat la prieten, la, în sensul ăsta. Care? Primul volum? Da? Aha. Și primul și al doilea. Da? Da, ăsta ultimul l-am făcut doar în 300 de exemplare din motive evidente. Da. Pe care le știți. Vreau să cunosc. Da, 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 da. Așa e viața. Din păcate... Lucrurile nu mai sunt ca pe vremuri, când terminai o carte, o trimiteai la editură, editura se ocupa de tot și lucrurile... Da, pentru că erau vânzări. Așa deci erau. Editura putea să distribuie în librării și librările să vândă și avea cum să vândă. Acum degeaba, că librările zac cărțile și n-ai cum să vinzi. Și atunci editurile nu mai își permis să facă așa ceva. Nu numai că zac, dar nici nu sunt puse la vânzare. Eu am unele, avut o experiență... Da. Sau sunt puse undeva, unele vede exact, nimeni. Exact, am avut o experiență neplăcută. La un moment dat, al treilea volum, îl cunoșteam pe directorul centrului de librării și el zice, mă, dar aici nu le bagi în librării. Și am dat vreo 100 și ceva de cărți la una din librării. Nu? Vreau să spun că s-au vândut 3, nu știu cine l-a luat. Cert e că atunci când m-am dus nu erau puse la vânzare. Păi ce l-am ținut 2 zile și am plătit și... Și erau 100. Da. Adică se vedeau, nu era cum una, păi, două. Sigur, puteau să fie. Acolo. Și atunci am renunțat, am zis, domnule, eu scriu pentru mine și prietenii mei. Da, ca și să nu... prieteni sau dacă se mai pot deci vinde la o lansare nu de carte, o, ceva nu de genul e o sursă de venit. Am prieteni care mă ajută, au făcut un gest deosebit, că mi-au sponsorizat cărțile, i-am trecut întotdeauna în cuvântul meu de început. Și am prieteni care le-au apreciat. La sfârșitul fiecarei cărți, asta e o regulă pe care am respectat-o, vorbește despre cartea anterioară. Le-am zis referințe critice sau consemnări. Da. Unele au mai apărut prin diverse reviste, unele numai în această carte. Da. Au fost domnul Ion C. Ștefan, de exemplu, domnul profesor. Da, am văzut că a scris dânsul. A scris dânsul și a apărut în, într-un ziar din Argeș. Domnul Manolache în ziarul Lumina. A, domnul Dumitru Manolache. Dumitru Manolache, da. Domnul Geo Călugăru, da, domnul da. George Călin. Au, mai mulți au comentat și au avut amabilitatea să se publice, pe unde, publice da. Undeva aceste referințe critice. Dar întotdeauna cartea anterioară este consemnată în cartea viitoare, ca să zic așa. Am înțeles, da. Asta e o treabă pe care am învățat-o și eu de la alții, nu mi-aparține. Deci nu e o chestie care ține de mine. Da, bine, fiecare autor face cum dorește el până la urmă. Eu propun să facem o scurtă pauză. Dumneavoastră aveți pe YouTube tot felul de videoclipuri din acelea cu tangouri și versurile sunt din poeziile noastre. Am avut o surpriză plăcută, ca să zic așa. Am două bune prietene. Pe Jeni Enescu Gavrilescu și pe Rodica Elena Lupu, da. Care mi-au făcut niște videoclipuri care înseamnă versurile apar pe ecran, da. Dar muzica și imaginile le aparțin. Deci e un efort comun. Și m-au surprins plăcut pentru că au prins sensul poeziei. Deci au prins exact ce am vrut eu să spun. Și chiar dacă o să ne pună Alex acum ceva, o să o scrie totuși tangouri, pentru că versurile sunt doar pe... Se pot căuta pe YouTube, dacă cineva e... Da. Căuta și comenta. Da. Ales o melodie, ne poți spune? Thank you.
revenit, am ascultat așa de un tango, să mai ascultăm tangouri în continuare, în pauze. Acum o să rugăm pe invitatul nostru de astăzi să ne citească din volume și să vedem ce ne alegeți. O să citesc Lumina melodiei dinainte. Așa. Un tango care se cheamă Tangoul Chemării. Așa, da. Hai, vino să te mângâi, așa cum nimeni în această lume n-a reușit să o facă, spre a-ți cere să-i rămâi. Și de va fi să-ți placă, de va fi să-ți placă să nu-mi promiți nimic, să nu cumva să-ți treacă. Așa cum e, propuneți, să se petreacă totul pe margini de dorinți. Acolo nu încape decât ceea ce simți. Hai, vino mai aproape să simt înfiorarea, ce s-a întâmplat să-i scape sărutului din tâi, să-ți adulmec visul, eliberat de aroma dorinței regăsite, sub freamătul speranței pe care a să forma. Hai, vino și încearcă să nu omor sârâsul ce arunca mânușa tenebrelor tristeții, căci risipind momentul ce ți-a încercat destinul, se cheamă că e aproape sfârșitul tinereții. Te chem din nou. Hai, vino. Hai, vino în speranța că nu avea timp viața să ne izbească în plin, pentru că atunci chemarea va fi doar un suspin. Ce bine că ați făcut această antologie de autor, pentru că ați putut selecta din toate volumele dinainte, pentru că ați rămas fără ele. Așa este, din păcate nu. Dar vă spun, aici nu sunt toate, că asta e viața. Unele n-au plăcut, că nu toate au plăcut, ca să zic așa. Da, într-o antologie de autor trebuie să fie toate poeziile, ele sunt selectate. Așa este. Da. Haideți să vă mai citesc o poezie care se numește Tango înțeles târziu. Are un motto. Pentru tine, femeie, măcațăr pe o funie de vis pentru a ajunge la stele. E dintr-o poezie a lui George Călin, din volumul Bună dimineața, femeie. Și acum poezia. Când timpul mi-ajungea până la umăr, am încercat să învăț să-l număr, deoarece am obosit să tot trăiesc, doar cu speranța că o să cresc. Dar fiindcă el curgea prea iute pentru mine, n-am reușit deloc să o fac bine, așa că am devenit mai curios cu un vis și am întrebat o stea în mod deschis, cât era ceasul în paradis când domnul a devenit proscris. Doar că răspunsul a venit cu odat și, drept să spun, mai mult m-a încurcat, fiindcă nu i-am găsit deloc un sens, oricât am încercat să-i dau un înțeles. Când timpul aproape că m-a întrecut, am vrut să-l văd pe cel ce l-a născut. Doar că el a crescut așa de mult că nu l-am mai recunoscut. Iar când am încercat să-i caut numele în trecut, nici nu mai știu cum s-a întâmplat, dar l-am pierdut. Și am și greșit la numărat, dar cred că asta ai aflat. Chiar dacă tu erai prea mică pentru a înțelege și eu prea tânăr pentru a alege. Așa că dacă vremea m-a bătut, e pentru că n-am apelat din timp la tine să mă ajut să număr mult mai bine în zilele cu dor intens, pe care abia acum le-am înțeles. Însă nu am numai poezii sentimentale, am așa. Și poezii mai glumețe, mai glumețe, ca să zic așa, și unele... Păi aia nu le-am citit din ultimul volum. A, nu, nu. Lăsăm mai la sfârșit, că acesta e ultimul a apărut. Deci există tot din antologie care din antologie. Cuprinde... Deci în antologia de autor a prins până la al câtelea volum? Al șaselea. A, de șase volume. Șase volume. Primele sunt, șase primele sunt șase, acolo. Da. Și următoarele nu mai sunt? Următoarele nu mai sunt, iar unul din ele, cel care a apărut la editura de la Buzău, la Edit Graf. Da, da, da. Am luat un premiu la festivalul Cronos, Penița de Aur. Așa. Și mi-au editat, acolo n-am avut niciun merit eu, mi-a editat editura... 100 de exemplare. Și ăla e unul din volumele ulterioare. Haideți să vă citesc un tango mai vesel și care se numește Tango glumețit. Așa, ia să ascultăm. Ar fi cazul să glumim
fără să ne mai ferim. Cred că ar fi de tot hazul să le luăm la Olteni prazul. Și ar da iar pe noi toți vina de a-mi lua din Ardeal slănina. Sau să-i pui pe moldoveni să nu mai facă pomeni. Unii poate cârcotesc, acuzând că mă grăbesc, luând pe fiecare în parte și las Dobrogea deoparte. Dar să știți că dobrogenii, moții, aprici și muntenii, momârlanii, bănățenii, au și ei păcatul lor că sunt frați într-un popor. Luând pe fiecare în parte, aș scrie prea multă carte. Mănâncă ciorbă de burtă, tuz la mafăr de apă multă, iar cu sarea în bucate, peștii pun capac la toate. Presimt că o să fiu certat, fiindcă n-am epuizat toate zonele străbune, ce au rămas cu vechiul nume. Dar o fac, nu vreau arțag. O spun că mi-e tare drag, ca o vorbă din Banat, Bucovina sau alt stat, deci nu-mi fie cu Banat. Voi de ce n-ați completat și să termin, m-ați lăsat? Asta e o poezie care a încercat să surprindă toate zonele istorice. Dar bineînțeles că nu e chiar întreagă, pentru că mai sunt și alte. Da, mai sunt și alte. Iar poezia de care vă spuneam, că care? M-am împins spre ultimul volum, se numește Tangoul copilăriei. Are și un alt titlu, se numește Dați-mi. Așa a fost ea scrisă prima oară. Dați-mi tropotul cailor pe creasta zorilor și vă voi mulțumi. Dați-mi clătinarea florilor în urma pașilor vântului și vă voi mulțumi. Dați-mi spuma valurilor strecurată printre cioburile curate ale stâncilor să-mi albez visele și vă voi mulțumi. Dați-mi timp să văd în ce se va transforma neliniștea formelor călătoare, să văd clipa în care renaște întregul orizont, acum, atât cât îl văd, doar peticii cu sentimente. Dați-mi timp să mă bucur, să merg acolo unde nimic nu e perfect, pentru că totul abia se naște, trecând de la o lume la cealaltă. Dați-mi timp să vă mulțumesc. Sau nu? Nu. Mai bine să nu-mi dați nimic din tot ce ați putea să-mi dați. Lăsați-mi doar copilăria. Da. Asta frumos. E un fel de avantpremieră la ultima carte și m-am împins la altceva. Da. Dar cine vă ilustrează cărțile? Pentru că văd că sunt mai multe persoane, dar în principal sunt luate după internet. Cel puțin în ultima n-am avut pe cineva anume. Aici în antologie au fost câțiva pictori care mi-au făcut și copertă și câteva desene. Unul se numește Teodor Vescu. E un pictor care a luat un premiu la New York. El e specializat în picturi venețiene, asta foarte mult. Și toate picturile lui se cheamă venețiene. Dar pentru mine am mai făcut și altele. Am o doamnă arhitect care se numește Livia Petrescu și care și ea a mai ilustrat. Deci, prieteni. Nu... Dar v-a plăcut dumneavoastră să faceți asemenea ilustrații, cred. Că putea să nu puneți ilustrații în volume. Nu, am pus ilustrații pentru că unele s-au potrivit la ce am vrut eu. Am simțit că n-am avut o colaborare cu cineva anume, poate că ar fi și mai bine. Dar m-am descurcat de unul singur. Da. Hai cine să mai vă citiți? Spun Tango ochilor tăi. Așa, m-am calibrat pe iubire. Aici, da, și ăsta se numește Tango ochilor tăi. Așa. Uitați-vă la mine, vă rog. Nu, este pentru soția dumneavoastră. Ei, nu, a fost primul, știți cum e. Să nu vă aud acum. Ulterior, nu mă audă, nimeni nu ne aude acum, vorbim în particular. Da. Dar ăsta e așa. Așa. Tu minți. Ce tare sunteți cu totodată cu începuturile. O știu, dar minți frumos. Și lacrimari de suflet le simți? Îmi deformează visul cel răspândește în mine privirea ta când cheamă. Riscând a pierde totul câștigând, amân cu un gând destăinuirea iar tu pleci. Tu pleci,
De ce? Dar eu rămân. Rămân uitat în mine, lipind fâșii de suflet, pe margini lăcutelor de dor, dorințe amestecate cu regrete răsfrânte în ochii tăi. Tu taci, te ascunzi, dar simt cum poți să fii, fiindcă îmi vorbesc ei ochii, obsesie dezarmantă de văpăi, promisiuni topite în mângâieri stelare, așa că risc. Hai, vino, chiar de-ai îngânsă minți. Tu minți frumos, o știu. Deci ați iertat-o. Dacă minte frumos. Lucrurile sunt, nu? Așa e în poezie. Așa e în tenis, cum zicea. Da. Și în literatură, în general, se poate orice. E adevărat, dar trebuie să... Eu întotdeauna când am scris, n-am scris cu mintea, am și simțit, pentru că lucrurile, dacă nu le faci... Nu e chiar așa. Unii mai scriu și... Nu poți să faci matematică din poezie, să te apuci acum să te gândești și cât fac lucrul sună. Uite, haide să vă spun. Deci nu știu dacă... Așa. Eram în armată. În armată, dorul e atot stăpânitor. Da. Și era melodia aia, nu știu dacă o știți. Da da di da da di da da di da di da dam. Ah, da, știu, da, știu. Se numește Season in the Sun. Da, 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 o cunoaștem. Și pe melodia respectivă am făcut următoarele versuri. Da. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, și totuși clipă nu m-ai ocolit, și în calea noastră ai venit și ai simțit că n-am dorit să rămânem doar noi doi. Și acum chitara făcea pam, pam, da, pam, da, pam. Noi doi și o umbră de regret, cuprins în urma unui trist aștept, ne umple sufletele încet, fiindcă voi pleca departe, zile lungi ne vor desparte. Și acum era refrenul. Va veni într-o zi clipa revederilor, într-o zi nu vom mai ști ce înseamnă cuvântul dor. Și iarăși chitara, pam, 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 pam. Tu nici nu știi în câte nopți m-a încercat senzația că ai venit, că visul mi s-a îndeplinit, că te-am strâns la pieptul meu, uitând cât mi-a fost de greu. Iarăși. Dar gândul mi-a fost în zadar, trecutul vis nu pot să îl repar, depărtările să șterg și înspre tine să alerg. Și acum refrenul. Va veni într-o zi clipa revederilor, într-o zi nu vom mai ști ce înseamnă cuvântul dor. Frumos! Poate, frumos. Poate o găsim, uite așa se numește, ca să găsim melodia. Mi-a plăcut tare mult și atunci... pentru că eram singur. Asta, aceasta trebuie să fie cântată de un profesionist la o lansare de carte a noastră, pe versurile noastre. Da, ei, nu, că e... De ce? Ea e veche, nu e? Păi e, din, e foarte frumoasă. E din și ce repertoriu e? Internațional. Păi tocmai de asta și cu versurile noastre. Am un coleg care se numește Ovidiu Tuțuianu. Da, da, da. Care mi-a, pe una din poeziile mele, mi-a făcut un o melodie. Da, da. Aia, dacă aș găsi să o cânte cineva, că e la obiect. Ce? Piesa? Da. Ați găsit-o? Piesa da. Seasons in the Sun? Da. Seasons in the Sun? Da, nu e problemă. Păi și ce, vrei să o punem pe aceea la pauză? Hai să punem un pic, că ce-am cântat eu nu înțelege lumea nimic. Că n-am vocea respectivă. Poate o punem să vadă care e piesa, de fapt. Adică a, ca să vedem sună. Piesa să vedem, într-o pauză. Dar asta înseamnă o pauză muzicală. Să facem o pauză. Facem o pauză muzicală atunci, să vedem cum sună melodia în original. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me.
I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons. But the wine and the song, like the seasons have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed just seasons. Și până o să ascultăm un tango puțin mai târziu, să mai citim, să mai ascultăm în lectura dumneavoastră câteva poezii. M-ați întrebat dacă toate se numesc tango. Tango, da, uite, v-am întrebat. E unul care nu se numește tango, ce? Se numește cochetărie. Dar de ce? Pentru că am cochetat. Cu ideea ziceți, de a nu... Păi putea să ziceți tangoul cochetăriei, puteți să spune. De ce? Păi haideți să vă citesc poezia, să spuneți și noastră. Așa. Palidă speranță de a opri gândul din cochetăria lui cu sora efemerului, veșnicia. Soarele, cât e el de soare, rar ori ai curajul de i se asocia. Tentaculele întinse, mărețe osanale ridicate de el, implacabil sunt goale de vlagdă înainte ca ea să-l înțeleagă, căci el de ea se leagă, fiind o particulă a ei. Doar gândul, scos de subtăria lui, a aliatului în nemișcare timpul, își poate adeseori permite să cocheteze atât de aproape încât suflarea se întrerupe, fiind instabilă când e palpabilă încercarea, pentru că palidă speranță de a opri visarea, gândul și poate rândul următor, dar știi cât de aproape pare, s-ar depărta, căci veșnicia e o cochetă din născare. De-aia nu i-am spus. Da. Da, deci mai sunt câteva care n-aveau cum să le, să fie tangouri, dar în orice caz, lucrurile în general sunt cam tangouri. Tangouri, da. Așa. Să vă mai citesc o poezie care se numește Tango clipit. Cât ai clipit trece viața, se usucă lund verdeața. E dintr-un cântec popular. Ce repede dispar din amintiri dorințele trecutelor iubiri, doar tinerețea lor te scot întreagă, dragă. La fel cum au făcut atunci de mult, de tot, pe când eram copil necopt, dar fi să fiu din nou acel erou ce scria mereu, mereu, din mult prea multă frică de uitare, că niciodată pare mult, te-aș ridica drept scut spre soare. Pentru că uneori
se pare, vine o vreme în care ele din trecut încep din nou să cheme. Cât ai clipit din ochi, revin la viață, speranțele uitate din trecut, care s-a acum împinse în față, de același sentiment acut, că timpul lor a fost cu mult prea scurt. Însă, așa precum o știi deja, aceasta e joacă de copii, deoarece nu poți învinge legea firii, chiar dacă te prefaci că ai uitat tabla înmulțirii. Dar asta înseamnă că n-au fost sortite numai puține clipe fericite? Nu. Nu mai ezita, clipește să-ți revii, deoarece nimic din ce a fost nu pare să mai fie în post. Dar totul e la fel în tine și are rost. Ai spus cândva că s-ar putea întâmpla să nu ne mai putem plimba nici când așa de liber și frumos, dar ai greșit. Deoarece de atunci am clipit de multe ori cu capul în nor, uitând cum ai făcut să mă îndrăgostesc de tine, iar amintirea-ți nu ți-a dispărut, revine. Să nu clipim prea des. Să nu clipim, da, da, da. Haideți să citim și din alte volume care nu... Deci începând de la 7-lea volum nu mai sunt în antologia de autor. Și ne-ați mai adus câteva din acele volume. Da. Și să vedem cine citește. Am din să ce. Vă citesc din antepenultimul volum. Așa. Care se numește Un tango numit Dorință. Se numește. Ne gândim la acel film, nu? Da. Un tramvai. Exact. Tramvai numit Un Dorință. Tramvai. Da. Așa. Am făcut un tango spre pomenirea artiștilor Doinea și Ionel Aldea Teodorovici. Nu știu cât a trecut de atunci, dar a trecut ceva de când au fost omorâți sau au murit în accidentul de la Coșereni. Și are un motto. De ce nu mai sunt acum cât sunt? Cum va fi să fiu când noi mai fi. Constantin Rusnac, acrostic, Pavel Darie, Portrete în timp, 2016. Artiștii basarabeni n-au murit la Coșereni, așa cum au declarat toți cei care au uitat că lacrima limbii noastre umezește spații vastre, însă nu cedează clisa, de la Nistru până la Tisa. Artiștii basarabeni au urcat la Coșereni Golgota a doua oară și de atunci umblă prin țară, din hotară în hotară, propovăduind unirea spre a ne reface firea și a scăpat de frica morții, cum spunea vierul sorții, când era un pic mai mic, nu am moarte cu tine nimic. Chiar de s-au ascuns privirii, primind nimbul nemuririi, găsesc în cuvinte noimă, te iubesc Ion și Doină. Această poezie a fost scrisă în memoria lor la momentul în care s-a ținut un simpozion în satul Coșereni, la momentul aniversării, comemorării dispariției dintre noi. Dar o să trecem la ceva mai vesel, pentru că, într-adevăr, nu trebuie să ne lăsăm prea de... Nu trebuie să ne lăsăm, dar trebuie să amintim și de cei care nu mai sunt printre noi și care au făcut foarte multe lucruri frumoase. E adevărat, pentru că ei vin din urmă și trăiesc în noi și prin noi. Da, exact. Așadar, ce ne mai citiți din volum? Tango de neuitat repetativ. Așa. Motto. Visam să dansez un tango. La dans invitam iar o fată. Cornel Balaban, visam să dansez un tango la poarta reveriei, editura Artemis, 2016. Și acum poezia. Doresc să te mângâi, iubito, ca să-ți recuperezi dorința cea dintâi, călcată zdravă în picioare atunci când din visare mi-ai lipsit necontenit. Doresc să regăsim, iubito, acel motiv sublim ce alimenta avântul de a te îndrăgosti, doar folosind cuvântul, păstrat pe sfert, drept știre în pomenire ca o menire certă în nemurire. Doresc să te alint, iubito, și să-ți promit că idealul meu de căpătâi rămâi, chiar dacă simt cum ceasul biologic mă împinge logic spre teren minat pe care timpul l-a marcat premeditat.
Doresc să retrăim, iubito, din nou, intens, la modul permanent, acel subtil prim sentiment de dement, de fapt, nevinomant moment, care ne-a fermecat cu stil când ne-a asigurat intuitiv că nu e ostil, făcând ca tot ce s-a întâmplat apoi, legal, să fie ulterior retroactiv considerat oficial doar pentru a fi redeclarat fatal. Doresc să te mai rog, iubito, când vrei să pleci, precipitat, să-mi lași speranța drept zălog ca un prorog al gândului curat ce mă împinge repetat spre a te atinge, mai înainte de a mă stinge în mod definitiv, deoarece e recalcitrant, ostil și obsesiv. Doresc, de fapt, iubito, să rămân activ, la modul preventiv, nu abuziv, spre a mă asigura neîncetat că pentru tine sunt, de fapt, constant, de neuitat, repetativ. Da. Eu propun un tango. Alex, un tango? Thank you.
Așadar, am revenit, am ascultat un tango și acum, în câteva minute, când mai avem la dispoziție, să vorbim despre această ultimă carte apărută la, la editura doamnei Raluca Tudor, Tangoul zglobit, despre copii și nu numai, cu prefața scrisă de domnul Gheorghe Ghestan. Victor Ghestan. Victor Ghestan. Am zis Gheorghe. Da, nimic. Victor. Păi da, mă gândeam ca să nu uit, să nu uit să spun și G, acela din... Ține la Gheorghe și are dreptate că Victor Ghestan, da. Da. Și să ne prezentați acest volum. Deci... Ultimul volum e puțin mai, ca să zic așa, șugubăț. Nu este cu copii, este despre copii, dar despre nu numai. Copii. Da. Haideți să vă citesc un tango care se numește Tango Militaros. Așa, să vedem. Are un motto. Omul nu este propriul lui prezent, el este propriul său viitor. Uh-huh. Constantin Noita a spus-o. Așa. A întrebat Gigel pe tata. Oare cum știu când sunt gata, pregătit să fac armata? Măi copile, de ce oare pui această întrebare? Tu nu știi că e desfințată? De ce vrei să faci armată? Fiindcă vreau să fiu bărbat din ăla, adevărat. Știi cum se spune în popor? Faci armata, ștensori. Oare nu e prea devreme ca să-ți faci așa probleme? Mai ai timp, ești încă mic, joacă-te acum un pic. Aș vrea asta, dar mă lași? Țară, țară, vrem ostași. Măi, Gigel, ce ți-a venit? De ce ești așa pornit? Nici nu știi ce-i grea armata. Ba știu, însă vreau și gata să văd cum e șmecheria aia cu militaria, ce spuneai că o dai jos când nu mă purtam frumos. Asta așa. La mintea celor mici, ca să zic așa. Da. Ce ne mai citiți? Vă mai citesc una care este și nu numai. Așa. Asta a fost pentru copii. Se numește Tango cât se poate de adevărat. Are un motto. Dacă ți-ai găsit femeia visurilor tale, să-ți iei adio de la celelalte vise. Filozofie glumeață de cafenea. Și poezia este așa. Bucuria ne adună, dar ne ține împreună numai până se consumă momentul aleatoriu ales în mod provizoriu prin puterea fermecată de care a dat dovadă clipa cea predestinată. Bucuria instalată, plictisită, nedăruată și apoi pleacă dintr-o dată când se simte neglijată, pentru că e doar clamată, dispare ca secerată de la prima încercare, lăsând dorul la întâmplare, părăsit, nealinat, fiindcă se simte trădat, complet deziluzionat de orice însemna iubire scăldată în fericire. Realist vine concluzia. Bucuria e doar iluzia ce apare pe moment atunci când nu-i sentiment sau când nu a rezistat, curat și adevărat. Dar când soarta umilește, suferința în schimb unește, mult mai mult și necălește, făcându-ne solidar cu dezmoștenți hoinar, răniții ce n-au cedat chiar când totul i s-a luat. Asta e ceea ce apare în viață ca o întâmplare, de care nu pomenim, decât dacă ne pornim ascotocind amintiri prin trecutele iubiri, ce n-au cam decepționat și de care n-am uitat. Da. Asta e copii. Da, asta nu mai e pentru copii. Copiii nu înțeleg, dar mai târziu o înțeleg, nu? În final ne mai citiți o poezie, un tango, adică. Da. Haideți să vă citesc o poezie care e chiar pentru copii. Așa. Tango zurliu se numește. Are un motto. Clipa voastră e minunea jocului de a fi copii. E poezie scrisă de Ion Rațiu în volumul Fără semne. Și acum poezia. Ciuciulete, măi băiete, e un câine plin de fete ce se învârte după coadă vrând să o prindă și să o roadă. Este încă un puiuț, dar este tare drăguț. Văzând că nu poate asta, cade pe găină pasta și le aleargă jucăuși, doar că, fiind făcut din pluș, nu le sperie din culcuș. Așa se gândea Ionel, ce-ar fi vrut chiar un cățel să nu mai stea singurel. Dar mămica, ștăticul, nu le înțeleg pe la micul lor, le place mult prea des să nu-i dea de ales și să-l culce în mod forțat după amiază în pat, chiar când el s-ar fi jucat. Însă el e inventiv. Ține în brațe preventiv mașina de detectiv, vrând să prindă în gheare somnul
ca să lase în pace omul, să se joace cât poftește până ce mare va crește, când nu-l mai pot refuza că e prea mic și l-acuza că de i-ar fi cumpărat un cățel adevărat, doar cu el s-ar fi jucat și nu s-ar mai fi culcat. Da. Iată că ora 7 a trecut o oră. Sper că v-a plăcut aici la emisiune, ne-am simțit bine. Ați uitat că suntem într-o negru, emisiune, nu-i așa? Omul negru n-a venit. N-a venit ora nici omul negru. A venit la omul. Așa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă doresc mult succes în continuare, să scrieți și alte și alte volume. Sunt chiar curioasă cum va fi volumul al 13-lea. Care va urma. Asta e, probabil că o să sar direct la al 14-lea, cum fac americanii. La blocuri, la construcții. Nu mai pun etajul. Sau tangoul, nu știu cum se ziceava, cu tangoul 13, nu știu, tangoul 13, tangoul, nu știu al ceva. Al 13-lea tangou sau războinic a fost un film. Da, da. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc și lui Alex pentru asistența tehnică și pentru melodii. Da, și să ne auzim cu bine data viitoare. O seară plăcută tuturor. La revedere! Să dea Dumnezeu la toată lumea să rămână! Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva. Și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cel mai frumos tango din lume îl fredonez de atunci mereu, ca să-mi vorbească despre tine și să vine. Dar vei mai auzi, poate că-ți vei aminti, că tangoul care s-a învechit altădată ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva. Și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cântați violilor, cântați iubirea, să retrăiesc cu voi iar fericirea. Vrăjiți-mă și acum ca așa de dată. Cântați violilor, cântați de l-am dansat cândva. Și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cel mai frumos tango din lume îl fredonez de atunci mereu, ca să-mi vorbească despre tine și să vine dorul meu. Când vreodată-l vei mai auzi, poate îți vei aminti, că tangoul care s-a învechit altădată ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva. Și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea.